Se spune pe la colț de stradă că nu este politician adevărat ăla care n-a călcat în viața lui pe la Direcția Națională Anticorupție. Se pare că de aceasta a ținut cont și liderul PSD Victor Ponta, care vrea să urmeze exemplul marilor săi înaintași socialdemocrați Adrian Stase, Dan Ioan Popescu și alții ca ei. Potrivit unor informații publicate în presa centrală, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au fost sesizați de inspectorii ANAF în privința sponsorizărilor ilegale primite de președintele PSD. Solicitarea ar avea legătură cu scandalul Rovinar Turceni, complexe care ar fi încheiat contracte de consultanță de 7,7 milioane de lei cu firma de avocatură a senatorului PSD Dan Șova, la intervenția lui Victor Ponta. ANAF a sesizat DNA și în privința senatorului PSD Dan Șova. Ponta a fost implicat în acest scandal prin asocierea cu cabinetul de avocatură a lui Șova. Din banii încasați de Casa de Avocatură Șova și asociații de la complexurile energetice Turceni și Rovinari, o sumă de 180.000 de lei a fost transferată în contul lui Ponta, iar președintele PSD a mai fost sponsorizat cu o mașină de către firma senatorului Șova. Surse din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală susțin că sponsorizarea ar fi fost acordată prin contract echipajului de raliu format din pilotul Edwin Cheleti și copilotul Victor Ponta în perioada 2007-2008, adică în perioada în care casa de avocatură a lui Dan Șova, prietenul și colegul de partid al deputatului de Gorj Victor Ponta, a încheiat și derulat contractele cu Turceni și Rovinari. De altfel, în acea perioadă, Victor Ponta a fost cooptat ca senior partner la Societatea Civilă de Avocați Șova și Asociații, de la care a primit, tot printr-un contract de sponsorizare, o mașină de raliu Mitsubishi Lancer evaluată la 50.000 de euro. Spre deosebire de sponsorizarea auto care se regăsește în declarațiile de avere din 2008 și 2009 ale actualului lider PSD, sponsorizarea în bani, 42.000 de euro, nu apare în documentele completate și depuse de acesta.